Secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a făcut vineri după amiază o vizită de lucru în municipiul Rădăuți. Prima oprire în cadrul acestei vizite a fost la sediul primăriei. Apoi, secretarul de stat, împreună cu președintele Consiliului Județean, au vizitat centrul de vaccinare anticovid din centrul municipiului Rădăuți, unde s-au interesat de ritmul de vaccinare și solicitările care au venit din partea populației. Am răspuns unei invitații, însă aș vrea să fac câteva mențiuni mai importante. În primul rând, Suceava este un exemplu pentru toată România și aici toți sucevenii cred că au trecut pentru un an cum puțini au trecut în România și faptul că lucrurile arată mai bine astăzi este în primul rând grație eforturilor pe care toți locuitorii le-au făcut, corpul medical în primul rând, dar la fel de important autoritățile locale, pentru că fără un parteneriat între autoritățile centrale și autoritățile locale nu ajungi să poți să ai rezultate. Evident, partea medicală a fost extrem de importantă anul trecut, în cursul acestui an, și vedem acum și dificultățile legate de vaccinare, pentru că dacă într-o fază inițială, sigur, s-au vaccinat cei care își doreau cel mai mult, cei mai entuziaști, acum trebuie să mergi să mergem din ce în ce mai mult către oameni. Și aici trebuie să ții cont de particularitățile fiecarei regiuni. Suceava, cum foarte bine spunea domnul președinte, are aceste particularități geografice în care nu, comunitățile nu sunt reunite în așezăminte numeroase, în zone metropolitane importante, ci mai degrabă în comunități răsfirate, și atunci este esențial să poți să mergi către locuitori. Lucru care se vede și în ultimele zile, a crescut prezența la vaccinare grație eforturilor pe care autoritățile locale le-au făcut, și aici aș saluta atât eforturile, sigur, la nivelul Consiliului Județean, la nivelul primăriei locale, la nivelul Direcției de Sănătate Publică, în colaborare, bineînțeles, cu corpul medical, cu doctorii, asistentele care de atâta timp au... Prefectura. Care de atâta timp au tras foarte tare, pentru că știe toată țara, nu e un secret pentru nimeni, cât de greu a fost în Suceava, în special, anul trecut, dar și în aceste momente, pentru a depăși și a închide complet acest capitol. Una peste alta, s-au deschis și s-au pus în mișcare noi mecanisme pentru a închide complet pandemia prin vaccinare, prin a crescut mobilitatea, centru de vaccinare din aeroport. Acest centru a fost mutat către o zonă pietonală care face lucrurile și vaccinarea mult mai accesibilă, după cum adineauri am văzut, pentru că asta e cheia succesului. Atunci când ai un moment, să poți să te vaccinezi fără eforturi mari, fără să te programezi, fără să te gândești. Domnul secretar de stat a fost alături de noi și îi mulțumesc în toată perioada aceasta grea de pandemie, cu ajutoare consistente. Știu bine cum au debutat lucrurile și de fiecare dată i-am cerut sprijinul, a fost alături de noi. Acum am avut o întâlnire de lucru la primăria de aici, de la Rădăuți, pentru că noi dorim să impulsionăm pe cât se poate, respectând opinia populației, ca procentul de populație vaccinată în județul Suceava să crească, practic pentru siguranța oamenilor pentru perioada următoare. De aceea am avut multe acțiuni de explicare către populație, au fost semne de întrebare, să le explicăm avantajele vaccinării, dar cele mai multe acțiuni am avut și vom avea în continuare pentru populația din mediul rural care trăiește în zone greu accesibile, unde sunt cătune izolate și unde am organizat caravane și vom organiza în continuare, pentru că specificul județului Suceava, aproape jumătate este în zona de munte și sunt zone cu cătune de 20-30 de case unde trebuie să ajungem. A însemnat un plus, bineînțeles, și suntem deschiși pentru toată lumea să vină la Rădăuți, mai ales atât timp cât își manifestă interesul de a ajuta acest municipiu. Un municipiu greu încercat, după cum știm cu toții, pentru că situația este cum este, dar am găsit sprijin în ideile pe care le-am înaintat. Dar în afară de idei am venit cu planuri concrete, și anume acel spital despre care tot am vorbit și eu cred că va prinde contur. I-am explicat domnului ministru că am strâns deja fonduri prin sponsorizări. Îmi doresc chiar și domnul Mandachi să revină cu acea sponsorizare la acest spital, și am înaintat anumite discuții în acest sens pentru ca să vadă rădăuțenii că lucrurile merg în direcția cea bună, dar numai în momentul când lucrurile se desfășoară corect.
și cu adevărat bine pentru ei. Astfel, acest spital de 2 etaje plus mansardă pentru infecțioase, cu posibilitatea de a face și foi de zi pentru autofinanțarea spitalului, este din ce în ce mai aproape. Mă bucur foarte mult că a venit, pentru că la fel am înaintat spre dezbatere la minister acordarea unor fonduri pentru renovarea compartimentului de chirurgie ortopedică, salonul de chirurgie ortopedică, care vine în continuarea ATI-ului, după care ne vom mai rămâne să renovăm practic partea de chirurgie mare, de bloc operator practic. Acolo este o sumă mai mare, vom vedea exact cum vom face și astfel vom termina cu etajul 1. La fel avem probleme la etajul cu medicină internă, da? Deci tot ce ține de interne a rămas de pe vremea lui Ceaușescu sau când s-a făcut acest spital. Arată exact cum nu ne dorim, dar vom înainta demersuri în acest sens și în această direcție. Mă bucur și de vizita, bineînțeles, a domnului președinte Gheorghe Flutur, care a fost prima de când am câștigat noi alegerile aici și a venit la fel numai cu lucruri bune și sprijin. Bineînțeles că este o bucurie, pentru că de câte ori îl văd, îmi aduc aminte la un moment dat că, nu știu, banii se tăia gazul și ne-a ajutat. Ba aveam probleme cu și a reușit să medieze într-un fel sau un altul, pentru că la fel era o problemă reală în momentul când ne-am trezit cu suma de 2.800.000 de lei restanță de plată, da? Și am reușit să o eșalonăm pe 3 ani de zile. Deci niște oameni care iubesc Rădăuțul și pe care aștept cu drag ori de câte ori vin aici.